Sărbătorile de iarnă aproape au trecut, mai urmează și Bobotează, iar odată cu ele oamenii scot brazii din casă pentru a încuraja responsabilitatea civică. Autoritățile îndeamnă sortarea separată a pomilor, cea a deșeurilor, și de aia este foarte bine când noi colectiv ne-am scos bradul afară și știm unde direct să-l ducem. Nu-l mai băgăm în lăzele de gunoi, fiindcă deranjează și cei de la Solubritate nu știu ce să facă cu ele. Despre asta vom vorbi în acest reportaj, așa că fiți atenți și vedeți cum scoateți bradul afară. Adresa nouă, de tot duce bradul. În perioada sărbătorilor, majoritatea dintre noi se confruntă cu o dilemă. Ce să facă cu pomul de Crăciun? Dacă unii optează pentru aruncarea acestuia la gunoi, alții îl păstrează pe post de decor și sunt mult mai responsabili. Trebuie doar să-l lăsați să-i cadă toate acele. Apoi, cu un pic de creativitate, îl puteți decora din nou. Astfel, bradul uscat vă poate surprinde. Noi, această piesă de decor am găsit-o într-un studio foto. Pe de altă parte, la fel ca și în anii precedenți, molizii din Chișinău pot să ajungă la stațiile de compostare. Colectarea pomilor va dura pe o perioadă de 2 săptămâni. Direcția locativ-comunală cu transportul lor îi aduce la platformele noastre, la strada Ghidghici numărul 3. Acolo noi o spunem tocătorul de crengi și ei o să fie tocați. Rumegușul poate fi folosit drept îngreșământ pentru plantele din grădină. Din ei se primește un rumeguș care foarte bine este folosit tot de către spațiile verzi, către întreprinderea noastră, la platforma de deșeuri biodegradabile, unii în amestec cu frunzele care le-am colectat acum în toamnă. O să primim îngreșăminte organice care ulterior o să fie folosite de tot de către spațiile verzi, la plantarea florilor, arborilor. Oamenii încurajează această idee. Să păstreze naturalul, să fie ecologie în țară, să fie curat aerul, să avem cu ce respira. Vedeți că mai multe mașini decât oameni. Fac o groapă, să pun spre zeci, și 2 ani de zile să primești torf ecologic, care folosim la patajele, la punem ca îngreșământ. Eu mai gândeam să dau o părere că s-o duc fără rădăcină, cu o sape cu rădăcină. Spune fiecare, spune bradul în ogradă undeva. Să crească, că ne pare nijel de că atâta copaci. Taie și la urmă și. Dacă însă nu ați avut posibilitatea să luați un brad în ghiveci sau nu aveți unul plantat în curte, fiți responsabili cu cei care i-ați cumpărat. Sunt buni de foc și pot încălzi casa unei bătrâne, dar nici de cum nu trebuie aruncați la urnele de gunoi cu alte deșeuri menajere sau lăsați baltă.